Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Sicat Handmade. Astăzi revin la partea de reciclare și în continui proiectul pentru a crea și ultimul dovleac decorativ de dimensiuni mai mare pentru tabloul decorativ pe care urmează să îl finalizez după ce voi realiza toate elementele. Și spun toate elementele pentru că după ce voi face și acest dovleac decorativ, va urma un tutorial în care am să vă arăt pas cu pas cum realizez dovlecei în miniatură, tot din materiale reutilizabile. Dar până să ajungem la momentul final, haideți să ne apucăm de lucru.
Așadar, și a treia decorațiune din gama dovlecilor mei este gata. Da? Avem aici modelul acesta. Sigur că este un pic diferită culoarea, am făcut-o puțin mai intens, un portocaliu mai intens, dar așa arată și cea de-a treia piesă din ceea ce va urma să fie un tablou decorativ cu astfel de decorațiuni. Urmează să fac mici dovleci decorativi, da? După care o să asamblez toate lucrările. Deci va mai urma încă un tutorial în care voi face dovleci decorativi în miniatură. Așadar, acesta a fost materialul meu de astăzi. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, Psic Art Handmade. Uitați că mă găsiți și pe pagina de Facebook, dar și de Instagram. Iar până la următorul tutorial, eu vă doresc multă sănătate și numai bine!